iar alții sunteți prietenii lui Florel, prietenii noștri, celor care am publicat, în vreme în care era complicat să fii scriitor. În anii 90 nu interesa pe nimeni asta decât pe noi. O lume care voia să facă bani, așa cum a de fapt, nu câte sunt mari diferențe. Ori ideea asta era că... Sunt foarte mari diferențe. Mari diferențe, da. Între timpul, ce să zic, Viorel și-a continuat cariera de scriitor. Vă reamintesc că puține zile în urmă a fost răsplătit cu un mare premiu, Premiul Național pentru Proză, Premiul Urmuz, acordat la prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură în Stradă de la Pitești, organizat de Călin Vlasiu. Bravo, Viorel! Călin Vlasiu, un alt editor formidabil, mi-amintesc că anii 90, el a scos atunci două antologii care au făcut istorie, antologia lui Mușina, Competiția Continuă, nu, antologia de poezie și apoi cartea lui Gheorghe Crăciun, Competiția Continuă. Au fost două antologii ale generației 80, nu? Plus antologia de proză, făcută Gheorghe Crăciun împreună cu mine. E o antologie de proză scurtă. Tot la paralela 45 apărută. Am stat atunci într-un cantonament de vreo 5-6 zile la Crăciun și am făcut selecția aia de proză, de care, în mod ciudat, generația următoare parcă n-am prins de veste, a trebuit să le atrag eu atenția asupra ei, da? Asta era riscul atunci ca o serie de să se piardă datorită difuzării foarte amestecate și foarte greoaie de în epocă. Multe cărți nu ajungeau la cititor, din păcate. Interesant cum se leagă lucrurile. Dacă Călin, care a pierdut editura Paralela 45, unde au apărut foarte, foarte multe... Din păcate, iată, reînvie cumva un festival de literatură. Iată un editor tânăr care e un cristian, cu casa de pariuri literare, a preluat cumva ceea ce făcuse Marinea sa în anii 90 și a făcuse și Brumar, pentru că sunt doi care au contat și contează foarte, foarte mult. Excelsior, au fost mai multe edituri, dar astea două au fost chiar extraordinare. Un cristian publică, inclusiv scriitor Timișorel, și e unul dintre pilonii susținerii timișorene literare în București. Faptul că a făcut acest profil editorial din care nu lipsește, a mai făcut un film cu profesorul Ciocârlie pe care l-a proiectat la Cenaclul Pavel Dan, a făcut un eveniment legat de Cenaclul Pavel, un cenaclu prin care am trecut toți care, sau mă rog, aproape 90% dintre scriitorii Timișoarei au citit acolo. Există un tip de continuitate și mie mi-e frică, de fapt, că scurt circuitele astea, așa cum au fost și în film grave, nu sunt ca nici mici puseuri de tensiune, așa, te învie câteodată, așa, îți mai trebuie de când în când un șoc ca să te trezești la viață și îți pornească inima. Viorel, dacă vor fi întrebări, dacă nu îți dau ție microfonul, poate vrei să mai spui ceva. Poate vrea care mă dintre voi să zică, eu știu, cu ce ați rămas după experiența asta, ce Eugen a vorbit, mai sunt alții care... Bata. Sunt Bata Marianov. Scurt, dar și scriitor. Și acum vreau să vă povestesc cum am ajuns să fiu promovat și eu ca scriitor. Când am fost, să zic așa, când am început să fiu tânăr scriitor român, eu aveam vreo 60 ceva de anișori de ani. Și m-a făcase pe mine, la un moment dat, nevoia de a scrie. Până atunci eu scriam un fel de circulare, așa, le scriam și le dădeam la oameni să le citească. Și prietenul meu, al nostru, care venea pe la vernisaj, pe care le făceam eu cu parcurile de sculptură, zice, omule,
De ce tot scrii circulele astea? Hai, fă o carte. Și m-a ajutat, m-a încurajat, mi-a găsit o editură în București, am pus așa, cam cât de o carte, prima mea carte, care se chemea Trecerea nimicului prin ceva. A plăcut titlul la foarte multă lume, a găsit el, Pavel Șușar, mi-a găsit o editură, editura Crater, din București, care, spre surprinderea mea, nu mi-a luat niciun ban. Pentru că atunci era așa, că dacă voiai să publici ceva, trebuia să și te cartezi, să plătești. E faptul că nu mi-au luat editura niciun ban. Am avut o lansare de carte la librăria Eminescu din București, eu am primit prin aripi. Și zic, băi, de acum eu o să mă apuc să scriu, că îmi place să scriu. De fapt, mie mi-a plăcut cartea din totdeauna. Că eu mă împrieteneam mai degrabă, eram prieten cu poezi, cu pictori, cu sculptori mai puțin, cu sculptori mă certeam tot timpul. Nu știu, din ce cauză, nu mă înțelegeam bine cu sculptorii. Și atunci m-am apucat eu, harnic de tot, să scriu a doua carte. Și a doua carte s-a nimerit să fie la... Pentru că îl cunoșteam pe prietenul din tineret, pe Viorel. Zic, băi, eu am deja de încă o carte. Hai să... Așa a luat-o Viorel, a citit-o, mi-a mai făcut anumite corecturi și zice, mă, o publicăm. Și când am aflat că nici Viorel nu mi-a bani, am zis, bă, frate, păi trebuie să mai treabă să lasă, trebuie să plecăm mâneci și să scriem. Ia, mai tot scris de atunci, până acum am vreo 13 cărți. Și îmi place să scriu în continuare, acum să fac și așa o mică reclamă, o să am și o triplă lansare de carte în octombrie. O să am expoziție personală aici la Timișoara cu 3 lansări de carte. Așa că o să fie și o băimit de pe acum. Așa, deci voiam să spun că dacă n-aș fi întâlnit oameni inimoși la începutul carierei mele de tânăr scriitor român, poate m-aș fi lăsat pe urmaș. Dar având niște prieteni buni și oameni de litere, oameni extraordinari, cum este Viorel, care m-a publicat cartea, cartea se cheamă Pe drumul spre La Mancia. Așa. Deci, pentru mine vreau să spun, în afara prietenii care ne leagă din tinerețe, așa, pentru mine Viorel a fost Viorel Marineasa împreună cu Gabi Marineasa, au fost oameni care m-au sprijinit și m-au încurajat ca să merg pe calea asta condeiului a scrisului, care, uite, acum se dovedește a fi foarte, foarte bun alternativa asta, pentru că am ajuns și eu deja la o anumită vârstă, când deja foarte greu ridic drujbele, topoarele, condeiul... Greu cu răspala, greu cu răspala. Da. Condeiul parcă este mai ușor decât drujba și... și îi dau mai departe cu condeiul. Așa că asta este. Deci, Viorele, dragă, îți mulțumesc foarte mult că ai fost atunci așa de generos cu mine și mi-ai publicat cartea și mereu mai... A, da, trebuie să spun că mi-a făcut și o prefață extraordinară la unul din romanele care încă nu este publicat. Deci m-a încurajat și cu el, când aveam câte o dilemă, când nu știam aia cum se face, cum e bine, cum nu e bine, cum povestea în poveste, cum se bagă, cum se face. Viorel m-a ajutat și îmi spunea, bă, asta face așa, așa, așa și cumva m-a ajutat să-mi fac din mers studiile mele de literatură. Așa că, dragilor, vă mulțumesc și vă iubesc pe toți. Vă spun că toți ăștia care suntem aici, așa suntem prieteni ai literaturii, sunt prietenii mei foarte buni, pentru că cu artiștii plastici, de regulă, mă cert tot timpul. Se zice că, așa, după câte un chef, bătăile între sculptori sunt cele mai cumplite. Să ne spui dacă e adevărat sau nu. Da, te rog, spune. Mai sunt multe evenimente care se derulează una după alta. La 6:30 filmul Adrian Babeț la Victoria, la 7 cântă Camelia Tocea la bibliotecă. Așa că suntem într-un sol de carusel în toate zilele astea. Eu aproape nu greu găsesc
pot să fiu la măcar la o parte din tot ce se întâmplă în acest oraș acum. Și informația circulă destul de prost, trebuie să vă spun. Nu poți să găsești, de exemplu, tot ce este astăzi, să găsești pe ore, să știi... Nu știu cum se poate. Poate sunteți unii mai deștepți ca mine, n-am încercat și pe Facebook și pe alte. Dar pentru că e vorba de Viorel, numai câteva lucruri, și eu îi sunt îndatorată pentru... mi-a publicat francezii din Banat și am fost foarte mândră când editura Universității din Avignon a menționat în traducerea în franceză editura Marineasa, pentru că volumul care trebuie să apară la Polirom, ediția următoare, care copiază ediția franceză, ca să zic așa, în sensul că are niște posmețe în plus, și am zis, uite domnule, a plecat editura Marineasa în lume și ei au obiceiul față de, am văzut ieri o carte aici, tradusă din engleză la editura SFR, fără să se menționeze unde a apărut cartea în engleză. Asta nu prea se întâmplă la alte case, așa, și vreau să spun că știu de aproape tot procesul de elaborare a unei astfel de cărți. Noi am primit atunci prin proiecte, vreau să vă spun că era o muncă foarte grea să faci aceste proiecte, cred că la Consiliul Județean am făcut pentru francezii din Banat, dar sumele erau totdeauna insuficiente pentru a pune și fotografii și alte lucruri și pe parcurs știți cum. Mai au idei autorii că ar fi bine să fie și așa și ar fi bine să fie unele colori. Deci știu exact cum se obțineau finanțările, când se obțineau și știu și cât de grea era munca de a scoate astfel de cărți. Iar Viorel Marineasa a fost, pe față de ce s-a spus deja aici, un promotor al cărților de memorie a Banatului. Cele mai importante, jurnale, monografii, lucruri despre această memorie locală, care abia pătrundea atunci. Acum Facebook difuzează, avem nu știu câte site-uri care pun fotografii, trebuie să vă gândiți că atunci nu era, era un gol aici, nu era încurajat la nivel național promovarea unei memorii regionale și culturale, ci au fost un mare dușman al localului, ca să zic așa, și a tot ce nu ținea de controlul naționalului. Și mie îmi pare rău uneori că nu mai găsesc cărțile alea, că am nevoie de ele pentru citat, pentru... unele există, când am avut nevoie pentru Botiș, amintire de Botiș, sau cărțile lui Stella Simon, cărți, tot felul de monografii, doamnei Gomboșiu. A Luliana Gomboșiu, cu care s-a făcut o întreagă expoziție aici la Muzeul Banatului și n-am mai avut de unde să luăm cărți. Pur și simplu ni le smulgem de la prieteni, cu tot cu dedicațiile pe care le-am dat, ca să le dăm să se... Deci, ar fi cartierul Iosefin, dar ar fi extraordinar dacă ar exista un program sistematic de a lua tot ce este, monografie, memorie, literatură memorială, toate astea, deja există o istorie a lor. Și faptul că evocăm aceste lucruri, ele ar trebui undeva înmagazinate, să existe, adunate la un loc, pentru că va fi foarte greu să reconstituim anii când a apărut una, alta și așa mai departe. Și chiar și ce facem noi, întâlnirea de astă seară, cred că e un capitol din această... Am ajuns din realitatea lucrului trăit, scris și difuzat, să vorbim de propria noastră viață ca un fapt de memorie. Și îmi pare foarte rău că Viorel Marineasa, care a investit enorm de multă energie în această editură, a întârziat în felul acesta apariția propriilor cărți, care, vedeți, acum încep să primească recompensa meritată, să apară în edituri care au difuzare mai bună, să fie premiate, să fie... E un sacrificiu pe care l-a făcut și pot să vă spun că cei care au lucrat în acei ani de început
au lucrat într-adevăr cu un fel de donchihotism din ăsta și cu anumită naivitate, recunosc. Și eu nu m-am gândit când am început să făceam cu interviuri că voi ajunge roaba lor în ambele sensuri până la bătrânețe. Și cumva dorința de a face un lucru pentru locul ăsta, pentru cultura locului, pentru memoria locului, pentru cititorii tineri, care vă dați seama că prin cărțile astea au aflat lucruri despre trecut pe care dacă rămâneau în sertare, în documente, în arhive, niciodată nimeni nu le mai frecventa. Deci a și semnalat existența unor arhive și cărțile lui care sunt ca și a lui Daniel Vighi cumva între document și ficțiune și nu fac decât să sporească interesul pentru partea de document care este din coace de ficțiune. Și eu continui să cred că literatura poate face mult mai mult decât povestea, narațiunea, poezia, locul, pot face mult mai mult decât poate face sursa primară, nu care este documentul. Ar fi probabil necesar ca să ia cineva în mână și acest lucru. Mă bucur că există cineva care face aceste interviuri cu... Să știți că prin arhive mai există, de exemplu, sunt sigură că domnul Ciocârlie a mai fost intervievat în diferite perioade ale vieții lui, legat și de literatura aceasta de aici, din Banat, căruia îi aparține. Și ar fi foarte frumos să cineva să arhiveze, să pună toate filmele astea, toate, să le culeagă de pe internet și să facă o mare arhivă, de data asta audiovizuală, aș să zic așa, care îi prinde. Ați văzut ce mult contează gesturile, chiar dacă nu vorbea Robert, cam înțelegeam ce vrea să spună și pentru că e un anume, prinde și un anume gen de personalitate, de mod de raportare la public și așa mai departe. Eu zic că dacă am avea de la Pavel Dan astfel de filme și încă ceva, foarte mulți din cei publicați nu sunt printre noi. S-ar cer, pentru de ei nu se va ocupa nimeni să-i reediteze. Sunt aproape sigură că i-a debutat pe mulți dintre scriitorii care astăzi nu mai sunt, i-a promovat și în jurul lui, uitați cum se vede și aici, s-a creat și rădăcinile ariergardei, pentru că care a preluat ceva foarte interesant, adică o reunire a artiștilor plastici, a muzicienilor, a literaților, așa cum era pe vremuri. Lumea culturală timișoreană era, făcea o parte din ea, nu era sectantă, ca să zic așa, nu erau numai Cenaclu aici, ăia lanți aici, deci s-a creat în acești 30 de ani un fel de comunicare între aceste medii culturale. Și mă bucur, se vede și seara asta aici, oameni de diferite interese culturale sunt prezenți și se datorează, sunt convinsă, și editurii Marineasa faptul că a creat această deschidere împreună, nu? Care, și faptul că s-a ocupat de încă ceva, de memoria de care atunci nu s-a ocupat nimeni, memoria comunismului, nu? Și în scrierile lor, dar în Rusalile Negre, în cărțile care au apărut atunci și care au rămas, cum să zic, au rămas cărți de referință pentru deportarea în Părăgan. Deci a fost un fel și de dorință de a fi pune în conexiune cu memoria recentă, cu viața lor trăită. Se vede și azi a apărut Continentul Gri, continuă să apară și vor continua să apară cărți despre perioada când noi eram foarte tineri, abia, să zicem, studenți și așa mai departe. Deci felicitări întregii familii Marineasa, care a fost un fel de nod al vieții culturale mulți ani, și a reușit să țină sus ștacheta asta. Nu au publicat totuși lucruri care
să zicem, sunt de aruncat la gunoi și le pui acolo pentru că au venit cu banii luați de la mama scriitorul ca să-și publice opera. A fost totuși o editură care a respectat un nivel valoric și ăsta e un lucru foarte îmbucurător pentru că așa cum încep, așa și continui. Deci dacă a existat deja niște modele locale de exigență, lucrurile astea s-au văzut și la Brumar după și așa mai departe. Deci mă bucur că Viorel e răsplătit de comunitatea timișoreană și cea națională, pentru că eu consider că e unul din oamenii de bază acestui loc și care a stat cumva în umbra, și datorită firii lui așa mai retrase, mai lente, așa, dar dincolo de ea este un mare consum de energie și te contaminează. Eu pot să spun că am și lucrat cu el la câteva lucruri care nu sunt terminate. Cumva ne-am tras de mână unul pe altul, hai să mai facem un efort, să mai continuăm. Suntem amândoi lenți și obosiți, de ce să nu spunem și... Vai, păi tu nici vorbă. Nici vorbă, nu vorbesc de, ce public, de publicație. Și îți mulțumim și cei pe care eu îi cunosc și au lucrat cu tine, cum era Stella, Simon, i-a învățat și să scrie cu Marina Sa. Unii l-au folosit și ca un fel de, atunci nu exista. Curs de scriere creativ. Creative writing, da. Și ieri am ratat, a fost Andrei Marcoviț aici cu carte Casa din Așaport, din Michigan, un evreu timișorean care a plecat la 10 ani și a luat lecții, el mare profesor de sociologie și științe politice, a luat lecții de creative writing ca să-și scrie memoriile. Adică nu s-a dus la masă și a început să bată așa la inspirație, ci a făcut într-adevăr o poveste expresivă, pentru că asta face și Marina Sa în prozele lui. Rămâi cu ceva, rămâi în minte cu o imagine, cu o idee, cu... are această tehnică de a zvârli cât un, știu să zic așa, ca la tir, cât o săgeată din aia care vine cu întârziere și odată vezi cum a atins. Îmi place foarte mult cum scrie, sunt o admiratoare a lui și cred că cartea asta cu Vicky, care trebuie să ne străduim să o mai promovăm, să mai vorbim despre ea, poate încă o dată, arată două fețe ale lumii acestea bănățene foarte interesante și stilistic extraordinar realizate. Așa că Banatul va, și prin editura Marina Sa, va începe să fie, este deja un, începe să fie, să-și rezolve complexul lui, că nu era destul de cultural altădată. Dar e cam aceeași lume, dar mijloacele de a comunica și de a difuza sunt altele și vedeți, povestea editurii Marina Sa arată că totul e până la urmă o chestiune de vizibilitate. Dacă știi să-l faci pe celălalt vizibil, îl promovezi cum trebuie, faci lucrul ăsta serios, lucrurile continuă așa. Mulțumesc, doamne, bun. Păi, nu știu, mai vrea cineva să... 6:30 cu Eugen. Da, mulțumesc. Doar câteva lucruri aș adăuga și sigur că s-au spus lucruri absolut frumoase și, cum să zic, pline de consistență și care, într-adevăr, pun în evidență sau au pus în evidență, dacă mai era nevoie, ce rol important a avut această editură prin cei doi care, tată și fiul Viorel și Gabriel Marina Sa, care, așa cum s-a arătat, cu generozitate și cu inspirație, în același timp au publicat cărți într-o epocă, într-adevăr, deloc romantică, aceea post-decembristă.
Aș mai adăuga la faptul că mă refer în special la, să zic așa, la secțiunea de poezie, cum s-a spus, era o colecție, a inaugurat o colecție, colecția de poezie. S-a vorbit despre antologia respectivă. Un amănunt legat de felul cum a apărut ea, aș vrea să relatez aici pe scurt. Ne întorceam, cred că nu greșesc, într-un mic grup de la Sighișoara, unde era un festival de poezie, de literatură, care venea în prelungirea edițiilor de unor ediții celebre ale festivalului de la Sighișoara din anii 80, poate mulți dintre dumneavoastră își amintesc, unde venea, să zic așa, spuma generațiilor, diverselor generații, dar atunci se afirma din prin generația 80. Și spun, după 90 s-au mai ținut câteva ediții și întorceam cu Petru Ilieșu, cu Viorel Marineasa și cu Gabriel Marineasa și poate, nu știu exact dacă mai era cineva cu noi. Ce-am constatat la festivalul de la Sighișoara, deci după anii 95, cred că a fost, cred că erai și tu cu noi, sau în orice caz ai fost la festivalul Robert de la Sighișoara, am observat că timișorenii erau cumva pur și simplu puși cumva în paranteză ca generație, ca scriitori. Deci dominant a fost și atunci Tigurul Bucureștiu, dar și alte grupări din Iași. Și culmea este că această idee a antologiei, mai întâi foarte bine, ne-a venit pe parcursul întoarcerii spre Timișoara. Eram în mașină, repet, cred că Petru Ilieșu era și șoferul și ne-am gândit să ce-ar fi să punem la cale editarea unei antologii proză, poezie. Și așa s-a născut ideea și ne-am oprit la fundația lui Petru Ilieșu, care era atunci undeva pe Titulescu, pe Begheiului, și acolo s-a făcut și lista, mi-amintesc cam ce autor să intre, din generația 80-90, poezie și proză. Asta referitor la, să zic, la geneza, la ideea de a publica antologia, și a fost, cred că, prima antologie care, în cea mai mare măsură, i-a cuprins pe scriitorii tineri încă, foarte tineri de atunci, care aparținea majoritatea, sau fuseseră majoritatea membrii Cenacului Pavel Dan. Acolo a și fost, cartea a fost soțită de postfața lui Liviu. E și mai un detaliu, editora Marineasa în anii 80, în anii 90 a susținut continuare Cenacul Pavel Dan prin editarea forumurilor studențești, atât cât au mai apărut, majoritatea au fost scoase la editura Marineasa și cumva am încercat să continuăm tradiția celor suplimente culturale care au fost absolut în anii 80 la nivel competițional cu suratele lor mai galonate de la București, Iași, așa, de Echinoxul de la Cluj și altele. Fără îndoială că editura Marineasa, subliniez și reiau, a făcut istorie literară și reiau ideea